Acela de a ajunge într-o finală de Cupa României ți se întâmplă poate o dată în viață și ca antrenor și ca jucător. Nu ai șanse foarte, foarte multe să ajungi până în ultimul act. E un lucru îmbucurător, suntem fericiți și trăim la intensitate maximă acest moment. Sigur, în finală vom întâlni una din echipele în formă maximă în acest sezon, o echipă care își dorește acest trofeu și cu siguranță va fi un meci dificil, plecăm cu șansa a doua, așa cum de altfel am plecat în toate întâlnirile cu echipele din Liga 1. Fiecare din aceste întâlniri a fost un prilej pentru noi să vedem unde suntem, dacă vom fi doar simpli pasageri în Liga 1 sau chiar putem să sperăm că vom avea un parcurs bun. Lucrurile sau rezultatele dovedesc că sperăm să nu trecem doar așa fulgerător prin Liga 1 și să rămânem acolo. Îmi felicit jucătorii din tot sufletul și sunt bucuros de ceea ce am realizat împreună. Cea mai bună primă repriză de când sunteți la FC Mașa? Se poate spune din punct de vedere al golurilor marcate și al fazelor care au ieșit. Știam că vom marca, adică speram să marcăm, știam că ne vom crea ocazii, pentru că media și era obligat să vină peste noi. Au marcat repede, mi-era teamă 1-1, lucrurile au intrat în făgașul normal, l-am marcat după aceea și acea deviere nefericită pentru ei, cu noroc pentru noi.